Deci, bună seara, voi face pentru scorpioni cele două rune de la sfârșitul săptămânii, deci pentru sâmbătă 13 și duminică 14 iunie, pentru scorpioni. Prima rună este Hagal, o lună de întârziere, care dă o întârziere. Și cea de-a doua rună este Perdoro. Deci, să luăm prima rună Hagal, care, așa cum am spus, este o rună de întârziere, alături de Isa, normal. Dar Hagal arată, în primul rând, să zicem, o întârziere, o înghețare, o fărâmițare a problemelor luate în calcul. Și ea poate să arate și o turnură, o schimbare importantă. Puteți gândi și la asumarea unui risc, poate aveți deci o situație dificilă în care trebuie să vă asumați și un risc. Și dacă o privim alături de Perdoro, Perdoro nu este răsturnat, deci este normală. Indică un câștig, ceva neașteptat. Am zice, viitorul vă este în mâinile unei persoane care este străină de o anumită cauză. Poate fi o persoană care arată și un aspect, am zice, legal, deci o legalitate în această situație. Și poate să indice fermitate în acest, deci momentul s-ar părea că nu este bine ales, puteți învăța din aceste situații, puteți să acceptați un moment de răgaz, dar totuși alături de Perdoro eu zic că poate să fie o situație benefică și el, nefiind răsturnat, nu indică un risc, nu indică ceva greșit. În schimb, Perdoro dă acea mistere, deci legături cu lucruri ascunse. Am zice că puteți regăsi ceva și pare să fie o reușită, că ați găsit ceva pierdut sau ați descoperit un secret, ați aflat un secret. Poate să trimite la câștiguri neașteptate cele două rune, Hagal și Perdoro, deci poate să arate un lucru neașteptat, ceva pe care nu l-așteptați să se întâmple. Deci acesta ar fi Perdoro. El, Perdoro, dacă ar fi și în situația asta, să zicem, poate să arate și o cădere de energie sau aplecarea spre o latură ocultă, care în viitor să se manifeste, să treceți peste o perioadă dificilă, adică cumva să vă anunțe apropierea unei perioade dificile. Deci aceasta ar fi aceste aspecte ale lui Hagal și Perdoro. Deci lucruri secrete, dar și aspecte care duc la o întârziere, la o fărâmițare a unor lucruri, dar și descoperirea, o reușită, să zicem, prin descoperirea unui secret sau găsirea unui lucru pe care nu-l mai găseați, știți, eu știu,
Deci asta ar reprezenta. Vă doresc un sfârșit bun de săptămână.